Bonjurică, bonjurică! Sunt Răzvan Exarhu, nu sunt singur printre tigăi, ci printre ciocolată. Da, este vorba despre mus cu ciocolată și cu un pic de cafea și cu un pic de coniac. Bine, aici excludem copiii. Avem și un pic de dulceață de portocale și ghimbir și un pic de... de-asta. În fine, o să vedeți voi mai târziu. Așa că vă spun să aveți lumină și, un sincer, veniți de luați rețeta. Musul de ciocolată, în general, e o acțiune simplă, dar poate avea foarte multe nuanțe. Și atunci m-am gândit să îi dăm un kick, cum se spune mai nou în română, adică un plus de gust. Și am făcut niște apă cu sare, așa, să zic, 4 linguri de sare la 200 de ml de apă, am dizolvat, am lăsat aceste migdale să stea în apa cu sare, am încins cuptorul la 150 de grade Celsius. Înainte de a le pune în cuptor, trebuie să le scurg. Ele ar trebui să stea în apa cu sare vreo 20 de minute, cam așa, nu mai mult. Oricum e bine să le hidratați, orice ar fi înainte să le mâncați sau să le coaceți, sunt mult mai bune. Și cam asta e tot. Acum, am pus apă la fiert, cum ar veni, la încălzit, pentru a topi ciocolata în bain-marie. Și acum pregătire. Ne măsurăm zahăr, facem o cafeluță ca să o integrăm în absolut aici. Migdalele sunt la cuptor. Trebuie să ne ocupăm de partea mai murdărică a chestiei și anume să separăm ouăle. Lăsăm albușurile deoparte, că o să avem mare nevoie de ele. Și acum începe partea mai migăloasă și mai frumoasă, după părerea mea. În sensul că va trebui să ne ocupăm de ciocolată. Avem nevoie cam de 250 de grame de ciocolată. Așezați bolul de ciocolată deasupra apei. Avem gălbenușurile. Și punem în ele cam jumătate din cantitatea de zahăr. E important. Și toată partea de dulceață o reglăm gustând pe parcurs. Păstrăm niște zahăr pentru albușuri. Și acum trebuie să omogenizăm zahărul și gălbenușurile până când consistența o să devină cremoasă, mătăsoasă, foarte, foarte frumoasă. Aici e un pic de muncă pentru că zahărul trebuie să se dizolve și după cum vedeți, consistența trebuie să devină aproape cremoasă. Nu trebuie să mai vedem bucățelele de zahăr, particulele de zahăr. Ciocolata s-a topit, cu grijă să nu ne ardem. Și o să rad un pic de nucșoară. Lucrăm cu cafeaua acum. Și punem câteva linguri, amestecăm. Vedem cum arată consistența, oricum ciocolata trebuie să se răcească. Mai amestecăm un pic în gălbenușuri. Între timp ciocolata ajunge la o temperatură rezonabilă. Și integrăm câte un pic alcoolul în gălbenușuri. Cam asta e consistența, cam așa trebuie să arate. E un pic lichid, dar este, după cum vedeți, cremos, lucios, mătăsos. Este o combinație foarte bună, cam aici trebuie să ajungeți și voi. Atunci când vine vorba despre ciocolată, grijă mare să nu vă ardeți. Un praf de sare. Ăsta e momentul când albușurile au început să se înalțe, vedeți că se leagă un pic și de aici încolo începem să adăugăm zahărul, niciodată de la început, câte puțin. E perfect, s-a legat, e adunat, exact cum trebuie, rețineți șmecheria aia cu zahărul. Acum trebuie să unificăm cele trei materii prime, avem gălbenușurile, care le turnăm încet, încet în ciocolată. Amestecăm astfel încât să avem o structură omogenă și mătăsoasă. Va trebui să facem ciocolata să curgă. Este cremoasă și densă. Este momentul în care ar trebui să începem să-i facem cunoștință cu albușurile. Și cu multă măsură vom incorpora albușul în ciocolată.
E foarte important să adunați de pe pereții vasului atunci când amestecați și să aveți grijă să nu rămână particule de albuș nedizolvate în încăci. Finalul, la capătul oricărei operațiuni, este această structură. Ăsta e un moment în care puteți decide, odată ce urmează să se întâmple. Eu de asta am și folosit foarte puțin zahăr, pentru că mă gândesc că mai adaug tot felul de alte lucruri în mus. Puteți, dacă vreți, să puneți, de exemplu, niște particule de dulceață de portocale. Eu aș pune asta în mus, în pahare deja, dar cred că este mai elegant și mai frumos ca în momentul servirii să venim cu lucrurile care dau toată savoarea, de fapt. Un pic de dulceață de portocale, migdalele pe care trebuie să le scot acum. Am turnat ciocolata într-un vas în care putem turna ceva mai ușor. Astea sunt paharele, sigur că puteți să divizați porțiile, puteți să scoateți și mai mult. Până la urmă e un desert foarte consistent. Sigur că nu ne săturăm niciodată de ciocolată, dar chiar și așa e bine puțină măsură. Deci le lăsăm pe toate la final, pe astea o să le lăsăm la frigider cam o oră și cu asta s-a terminat aventura noastră în bucătărie. A trecut o oră, musul s-a legat. Emoții. Cum am zis, nu pun foarte mult zahăr, tocmai pentru că am de gând să pun alte lucruri peste el, cum ar fi niște dulceață de portocale, care are și un pic de ghimbir în ea, are un plus de dulce, dar are și un pic de amar și iarăși e o chestie sofisticată. Avem aceste migdale pe care le-am tras în sare și ele au miezul crocant, dar și un pic sărat, astfel încât să pună mult mai bine în evidență dulcele. Adică nu e nevoie să aveți foarte mult dulce, vă trebuie un contrast care să vă facă să simțiți mai bine dulcele, dar e un contrast din altă zonă. Un omagiu pentru sunetistul echipei, ca de obicei, din partea realizatorilor. Nu le-am zdrobit foarte tare, am păstrat câteva și pentru mai târziu. Și atunci ce avem de făcut este să adăugăm acest element crocant în toate păcăruțele astea cu mus. Aici avem gust sărat, avem crocant și aici avem coajă de portocală, un pic de pulpă și ghimbir, deci avem și aciditate. Și avem și prospețime. Lucru care ne interesează foarte tare, să nu simțim ciocolata goală. Deși acolo avem și un pic de coniac, avem și un pic de cafea, avem multe alte gusturi și acea ciupitură de la nucșoară, care o să vă placă foarte tare. Și atunci așezăm un pic de dulcețică și eu zic că este suficient pentru moment. Este un desert minunat, festiv. Nu te poți bate cu un mus de ciocolată. Poftă bună!